Era un astrolog la TVR, apărea. Astrele nu predispun, astrele dispun. Ești dispus? Bine, hai să te bine dispun. Dacă faci asta ta, de astrologie mă bine dispui deja. Bine, hai să-ți arăt. Ce ți se va întâmpla? Când mi se va culo, plă? Nu, când va veni pizda la tine e căcănată. Bică, s-a deschis porța, bă? Ăla nu, s-a deschis porțile de fier, că e femeie sau e fieră. Da, Stephen Hawking... Hawking? E King, e Stephen King. Ce e Hawking? Zicea că... stai că mă bălbăi. Nu te căcăi. Cum? Te căcăi, nu te bălbăi. Mă căcăi. Deci, băi, mă căcăi. Nu vorbi tu cu astrologia mea așa. Mia? Mea, na, literara ta. Nu știu că literarea cum e, cu cratima, cu virguliță sau fără virguliță, cu mirare sau cu exclamare. Și cum e? E o întrebare, așa, cu cârșeată, cu cârșeată, de ca o bază de aia, și după aia vine o mirare. Îl face baba, pune o întrebare. Maică! Faci, nu sunt maică, sunt Michael Jackson. Da, mă trag de pula. Băi, arăți mai mult ca Michael Jackson. Ce? Ai întâlnit o bobocină? Ia, și am arătat, exclam, mirarea. Și aia, a tras exclamarea. Cât s-au pula. Și după aceea, își bag un punct, pun punct pe pula ta. Păi că e, îmi tachează alinice pe ea. Și după aia îți bagă 3 puncte de suspensie. Păi că e, baba e da cu suspensie. Zici că e mașină de alea de negri. Păi da, când se urcă baba pe tine, e ca mașinile de negri. E pe de-alea, știi, pe pistoare de-alea originale cu de-alea, cu ulei pe ea. Vine cu candela, bagă baba ulei. Bagă, deci hai să vedem ce se întâmplă la Tigrina Agrisina. Eu sunt Tigrina Agrisina. Lăcați la babe și la toate alea în roadă Tigrina Agrisina. Deci, eu nu mai iau pula mea că sunt lunatic. Când apare luna nouă, mă frec pouă. Când apare luna plină, pula mea nu se mai poate să se abțină. Și deci băgăm pe lunatic, deci cel asiatic lunatic. Nu băgăm pe ăsta solar, că pula mea, n-am ce să fac, gata, m-am plictis de astea european. Băgăm predicții astrale anul calului de lemn. Astrale tigru tigru 2014. Dar eram și atent, acum o lună eram în alta. Blogul Dianei, zeița vânătorile, vine, bă, băgăm așa. Potrivit horoscopului chinezesc al tigrului, ferocile. M-a dat pe o durere de feroce, atroce. Carniuri, face hate, rasă mușchi de tine sunt carniuri. Hai gazela mea originale, ierbivoare. Aia trage într-o marihuana, că sunt cerbivoare. În fața e sunt carniuri. Vreau plăceri carnale. Aia, na, eu sunt caprioare.
Căpriare, îmi place iarba verde de acasă. Așa, 2014 nu mă interesează, ia să vedem. Eu știu că cel mai tare afrodiziac e banii. Nu trebuie nici Viagra, nici nimic. Să vezi cum face căprioara când vede cașcaval. Se face și de-aia, pula mea mănâncă cașcaval. Și fata, dacă mănânci cașcaval, fii atent că te-ai făcut carnivor. Cum carnivoră? Fii atent, conține o fi de nierbivore, dar e grăsime animale, lactinii ăla. Te-ai făcut carnivoră, bă! Păi, noi sunt ierbivore. Nu mai ești ierbivore. Dacă mănânci cașcaval, ești carnivore. Așa. Unde cașcaval, bă? Naivii din acest semn zodiacal sunt plini de energie. De-aia că și-a băgat pula în priză. Și i s-a dă. Deci e nanul calului de lemn. Mă bag în calul de lemn și zic: cal troieț, ies de acolo. Oia, și zic: la mulți! Așa. Al dragul, știi? La te iubesc! Că cocasigă nu cocasigă! Horoscopul chinezesc al cașcavalului a tigru, carnivor. În anul ce vine, banii tigrului provin din special din salariu. Așa, venitul realizată prin mijloace profesionale. M-am făcut profesie de tigru și încep să strigu: cașcaval, bă! Ei, neavând cum cade din cer, aulă, stau în cer, deci, hai să traduce. Deci, zice tot timpul: cer, cașcaval. Deci tot timpul stau așa, nu-mi cade nimic, ca mi se ridică pula. Mări contul din bancă este trebuie de pui treabă energia. Îmi zic: băi, mi s-a aprins bujia. Așa, gata, s-a prezis ceva. Și nu s-a prescris nimica. Ba da, am zis. Țin de la el.